Chiar și noștri copii.
Deci vorbim de oameni foarte faini, bineînțeles, echipa din Bristol, Rob Martin, Cervan, care chiar acum este în sala de operație, și, bineînțeles, asistentele medicale, perfuzioniști. Am avut un perfuzionist de origine română din Bergamo, care a venit special pentru această misiune, și așa mai departe. Vreau să o menționez și pe Oana Vasiu, psiholog, nu mai știu dacă este. Mulțumesc, Oana, care a venit cu inițiativa de a face un grup de sprijin psihologic pentru mămici. Deci uitați-vă cum ne adunăm pentru această frumoasă misiune. A doua comunitate despre care vorbeam și al doilea lucru extrem de pozitiv este legat de comunitatea sponsorilor și donatorilor, fără de care aceste misiuni ar fi imposibil de realizat. Îl avem chiar aici pe domnul Virgil Șoncutean, care este CEO-ul Allianz, care o să ne spună câteva cuvinte după aceea și care este unul dintre partenerii principali ai proiectului și ne-a acompaniat de câțiva ani de zile. Deci nu este prima oară când vine aici și sperăm să continuăm această colaborare. Allianz sprijină desigur și centrul de excelență pentru că vrem să găsim soluții pe termen lung pentru resursele umane. Bineînțeles, grupul MedLife, care doresc să continue aceste misiuni și care ne ajută cu partea, foarte mult cu partea logistică și cu sprijin și medicală și datorită lor această misiune deocamdată ținem primii, am fost un succes. Aș vrea să menționez și Rafi Group, care ne-a ajutat foarte mult pe partea de aparatură medicală, așa pe ultima 100 de metri, de mulțumim tare mult. Și, bineînțeles, voi, presa, care duceți mai departe mesajul și ajutați pe acest proiect să meargă mai departe. Voi da, sigur am uitat pe cineva, dar o să-mi aduc aminte la cuvântul de final. Am să îl rog pe domnul dr. Victor Costache, directorul medical al Spitalului Politano MedLife, să ne spună câteva cuvinte despre cazurile pe care le-am primit în această săptămână. Mulțumesc, Cătălina, și mulțumesc pentru prezența impresionantă. De ce această conferință de presă este sfârșitul unei muncă, unei misiuni reușite? A fost un maraton chirurgical, 10 pacienți cu malformații, 10 pacienți cu malformații chirurgicale operați cu succes, 7 copii, un adult și încă 2 copilași operați de către echipa noastră a doctorului Florescu împreună cu doctorul Rob Martin, operați transcateter. În decembrie am sărbătorit 5 ani de chirurgie cardiovasculară în Sibiu. Am demarat cu operațiile la adulți. Avem peste 1000 de pacienți rezolvați cu o mortalitate sub 1%. Iar imediat în 2014 ne-am dat seama de această dramă a României. Practic, numărul foarte scăzut de centre de chirurgie cardiovasculară pediatrică din țară. Există numai unul care operează non-stop la Târgu Mureș și un al doilea la Cluj care operează part-time, iar în momentul de față Sibiu are un al treilea centru cu realizat de către echipa noastră împreună cu sprijinul colegilor din Marea Britanie și Suedia care participă din 2014 alături de noi. Săptămâna asta a fost dedicată unor cazuri complexe pentru cei care vor avea răbdarea să viziteze spitalul. Copilași foarte micuți, de câteva luni, cu greutăți foarte mici și malformații complexe, care evoluează bine. Important este să asigurăm perenitatea acestui program, atât de important nu numai pentru Sibiu, cât și pentru România. Îi spuneam doamnei decan, care îi mulțumesc pentru prezență, doamnei decan a Facultății de Medicină, deoarece acest centru se găsește și funcționează sub egida și sub umbrela Facultății Academică, a Facultății de Medicină și a Universității Lucian Blaga. Sibiu poate fi mândru deoarece Facultatea de Medicină din Sibiu este una din puținele alături de Târgu Mureș și Cluj care are un astfel de program.
aceste programe nu se găsesc în celelalte facultăți datorită lipsei resursei umane. În Sibiu s-au coagulat atâți factori, nu este vorba numai de factorul medical, este vorba de toți cei care susțin acest program și mulțumesc casei județene de asigurări de sănătate, DSP-ului care a reușit, fiind reprezentantul Ministerului Sănătății, să realizeze ceea ce am realizat până acum împreună cu echipa noastră. De asemenea, avem un management foarte dedicat și grupul MedLife, care a preluat spitalul anul trecut, a înțeles această prioritate națională și sprijină acest proiect și poate nu am fi fost aici fără sprijinul sponsorilor. În luna noiembrie chiar am anulat în noiembrie 2018 una din misiuni deoarece nu am reușit să strângem bani. Din păcate, 80% din fondurile, chiar 90% din fondurile necesare acestor intervenții îi strângem prin donații în contul Fundației Polisano și misiunea asta nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Allianz Group. Iată cum lucrurile se așează și am reușit să realizăm ceea ce realizăm azi și ce este mai important este că acest program poate continua din momentul de față în fiecare zi. Echipa noastră este pregătită să rezolve cazurile standard, iar pentru cazurile complexe vom primi în continuare sprijinul colegilor din Bristol. Ca și o veste bună, a anunțat deja Cătălina, vom avea o echipă din Stuttgart care se va ralia acestui proiect. Iar pe viitor, pentru a menține perenitatea acestui program, nu vom putea reuși decât prin acordarea către Sibiu a Programului Național de Chirurgie Cardiovasculară Copii. Lucrăm deja în programul de adulți, deci este urmare firească să primim de data asta din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate acest program și de asemenea nu putem funcționa deoarece nu este normal ca sponsorii să susțină în permanență aceste intervenții, nu putem funcționa fără programul de terapie intensivă acestor acordat de către Ministerul Sănătății. Mulțumesc foarte mult! Sigur, cred că vreau să-ți fur microfonul. Da. Am promis că o să dau cuvântul, l-aș ruga pe excelența sa, domnul ambasadorul britanic, Andrew Noble, să ne spună câteva cuvinte, pentru că l-am avut și anul trecut pe domnul ambasador Paul Rummel, între timpul avem pe domnul Andrew Noble. Marea Britanie e foarte bine reprezentată în aceste misiuni și cred că este absolut logic și îi mulțumim că îl avem aici. Your Excellency, please. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur încă o dată să fiu la Sibiu. Este un secret, nu este un secret, secret că este un oraș care a avut un efect foarte mare în inime familiei mele. Mă bucur și să văd că avem aici ceva care devine mai, se vede mai des în viața publică și asta este o combinare din Marea Britanie și România să găsim soluții pentru probleme. Și mă bucur într-adevăr că avem găsit niște soluții pe această câmpie foarte importantă. Mă bucur să văd că avem un Dr. Robin. Asta îmi amintește că my cousin, vărul meu, care se numește Robin, este acum în viață numai din cauza unei serie de intervenții cardiovasculare când a fost el bebeluș și copil. Și deci personal înțeleg de ce aceasta este foarte, foarte importantă pentru familie, pentru prieteni și pentru societate. Și
am început să înțeleg ce sunt provocările în acest domeniu și o să încerc în discuțiile mele întors la București cu colegii mei din Guvernul Român să discutăm cum putem să facem încă mai bine. Această intervenție pe care faceți, domnii și doamnele, deja e foarte impresionant. E foarte des în viața publică să spunem în engleză to put your heart into something. Dar aceasta este într-adevăr un exemplu unde we are putting the heart into UK-Romanian connections in the most practical way. So I'm very delighted and honoured to be here, and I want to say a huge thank you to everybody involved. Thank you for supporting us. Thank you very much. Because we were speaking about Robin, I will give the word to Dr. Rob Martin. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, even though this is my fifth time in Sibiu and quite a few times in Romania, I will have to speak in English. My Romanian is negligible compared to His Excellency's. That was very impressive. So I keep coming back because I'm very impressed by the local team here. I think I've previously spoken at a few previous conferences, and I think we've highlighted the fact that there are many children in Romania that cannot get access to prompt treatment for their heart problems, their heart defects, and that's very sad. So there are still many children in Romania dying because they can't get appropriate treatment. And I'm very grateful for my colleagues, Dr. Lakatushu from Timișoara and Dr. Kutala from locally here, for finding some local patients, and in conjunction with us, hopefully we're able to offer them a chance, you know, of good life in the future. And it's very sad that children are not able to get the treatment that they deserve. And I think by supporting these sort of efforts to develop the services here, that's the way forwards. Perhaps a third to a half of children in Romania cannot access treatment, and often then treatment is delayed too late, so they can't benefit from treatment. So that's something that needs to change, and you only change that by developing the service. So you need to develop the services throughout the country, and if we can make a small help here in Sibiu, then you know that I'd be very happy with that. But there's still a long way to go. But I do see some signs of improvement and some development, and that's very encouraging. And it may seem small steps, but you need to make those small steps, you know, to get to the final aim. So I'm very, very grateful for the invitation to come here, and I'm certainly willing to carry on helping to support this, though I do plan to retire in the not too distant future. Thank you very much. Thank you. You are very modest, Doctor. You say that it's a small help, but it makes all the difference. Thank you. Aș vrea să dau cuvântul, dacă toți suntem în cadrul echipei medicale, doctorului Ovidiu Lazar, anestezist experimentat de la MedLife București, care a venit să pună umărul pentru operațiile copiilor, și mai ales aș vrea să aud de la Ovidiu care a fost principalele impresii, primele impresii, și cam ce cazuri mai impresionante s-au confruntat aici. Mulțumesc! Dacă îmi permiți, Cătălina, doctorul Lazar este unul din cei mai experimentați anesteziști de chirurgie cardiovasculară din țară. A lucrat în cadrul Centrului de Boli Cardiovasculare a Armatei și a fost șeful terapiei intensive
și fondatorul Centrului de Boli Cardiovasculare a SRI-ului la Spitalul Balotești. Am avut surpriza să-l descoperim în MedLife și imediat energiile noastre s-au contopit în acest proiect. Domnul doctor a fost trainuit mult timp, a lucrat în Italia, în Centrul de Boli Congenitale și avem noroc să avem expertiza lui în Sibiu. Ovidiu. Îți mulțumesc, Victor. Îți mulțumesc de asemenea că mi-a oferit, nu numai mie, dar și colegilor mei de aceeași preaslă, oportunitatea de a lucra într-o asemenea echipă, o echipă extraordinară, o echipă care este în creștere și pe care o văd capabilă să performeze cazuri congenitale cardiace extrem de complexe. Este o mare onoare să lucrez alături de renumiți chirurgi din Marea Britanie, de alături de Dr. Șerban Stoica și de cardiologii echipei dumnealui. Mi se pare incredibil că am reușit să punem la punct, să zic așa, această echipă destul de bine sudată și care este capabilă să asigure îngrijirea acestor copii cu malformații congenitale extrem de severe. Cazurile care au fost operate în această perioadă la Sibiu au fost extrem de complexe, și complex anatomic, dar și complexe prin vârsta extrem de fragedă a acestor copii. Practic, 80% dintre pacienți au avut vârste sub 6 luni. Intervențiile chirurgicale reprezentând, practic, ultima lor șansă la viață. Sunt extrem de mulțumit să constat că, și de fericit să constat că echipa este extrem de bine sudată și că am reușit să ducem cu bine la final aceste cazuri. Despre munca noastră, a medicilor de anestezie și terapie intensivă, cred că ar fi bine să o reducem la o singură frază, să zic așa. Noi suntem cei puși în situația în care luăm copilul din brațele mamei, încercăm să insuflăm întreaga noastră încredere, să-l trecem sigur, în condiții de siguranță, prin ceea ce înseamnă operații extrem de complexe, și la sfârșit să-l depunem înapoi în brațele mamei, zâmbitor și bine din punct de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ovidiu, și ești foarte modest. Acest proiect, pentru a continua pe termen lung, cred că trebuie să beneficieze de tot sprijinul instituțional și, în primul rând, de local. Doresc să le mulțumesc pe această cale Universității Lucian Blaga din Sibiu, pentru că și tinerii medici, până la urmă, trebuie formați și lucrăm mână în mână pentru acest scop. Dana Preda, responsabilă de relații internaționale, este aici în sală, mulțumesc. Bineînțeles, Spitalul de Pediatrie Sibiu, domnul manager Stelian Banciu și doctor chirurg, trebuia să ajungă, dar m-a anunțat că este în operație, este chirurg ortoped. Le mulțumim și lor de sprijin. Îl avem pe doctor Baicu, anestezist de la pediatrie, care s-a ascuns undeva prin spate. Mulțumesc de sprijin. Și dacă tot vorbim de linia instituțională, aș dori să amintesc și sprijinul Consiliului Județean Sibiu și dau cuvântul doamnei Cristin Manta Clemens, pe care am cunoscut-o încă de pe vremea când era șefa Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Deci ea a lucrat cu copii, este sensibilă la acest subiect și acum este aici între noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu mă văd aici mai mult în ipostaza de beneficiar și de persoana care trebuie să spună mulțumesc. Să spun mulțumesc celor care au făcut posibil ca astfel de acțiuni să se întâmple în Sibiu. Deci cei care susțin din punct de vedere organizatoric și financiar, dar mai ales echipelor medicale care de-a lungul timpului s-au succedat și mai ales celor care acum astăzi sunt aici. Când este vorba de copii, întotdeauna ești mult mai impresionat decât atunci când este vorba despre adulți. Și mi se pare că și rezultatele, pe de o parte, sunt mai greu de obținut și, pe de altă parte, indică mai mult spre viitor, pentru că, la urma urmei, copiii sunt viitorul nostru. Văd succesul acestor
operație despre care a fost vorba astăzi, dar și a sinergiilor care s-au creat în două direcții. Odată partea strict medicală de ajutorare a unor copii, acestor 10 cazuri despre care astăzi a fost vorba, dar în aceeași măsură și în sprijinirea tinerilor medici care, după cum ați auzit, au asistat și vor avea în continuare posibilitatea să asiste la operații, putând astfel să beneficieze de o perfecționare care nu este un lucru normal și care nu este un lucru de rutină. Pentru asta sunt extrem de mulțumită și vă asigur că în măsura în care este posibil, Consiliul Județean va sprijini astfel de acțiuni în viitor. Mulțumesc! Vă povesteam la începutul intervenției mele despre sponsori și donatori. Îmi este imposibil să-i menționez pe toți, dar este prima oară când invităm aici la prezidiu unul dintre reprezentanții sponsorilor și aici mă gândesc că domnul director de Gershon Putean de la Alianța Tiriac, tocmai pentru că sprijinul lor s-a materializat de-a lungul timpului. Este un proiect de cursă lungă pe care dorim să-l dezvoltăm în continuare și le mulțumim. Bună ziua și din partea mea. În primul rând aș vrea să felicit Fundația Polisano pentru profesionalismul și energia cu care au reușit să catalizeze atâta expertiză în jurul unor probleme reale, oferind soluții reale. Și au făcut această cauză și misiune greu de refuzat din punctul nostru de vedere. Era imposibil să găsim un motiv pentru care să nu ne implicăm într-o astfel de cauză. Cu atât mai mult cât asigurările, prin esența lor, sunt despre a fi alături de oameni atunci când le este greu. Indiferent dacă acest greu afectează viața, sănătatea sau bunurile de preț, se potrivește și cu obiectul nostru de activitate foarte bine, dar și cu faptul că noi credem că orice companie care are succes de piață are și o datorie de a întoarce ceva societății. Iar modul în care am ales noi, Alianța Tiriac, să manifestăm această responsabilitate socială este să fim alături de copii. Programele pe care le avem și pe care le susținem adresează fie copiii talentați care vin din familii defavorizate, oferind burse, fie copiilor instituționalizați sau defavorizați, fie copiilor care au probleme medicale. Și pot să vă confirm că acest parteneriat pe care îl începem e unul dintre cele mai importante parteneriate pe care îl avem. E un parteneriat care a crescut natural, firesc. Suntem de mai mult de 2 ani în contact cu Fundația Polisano. Am încercat să sprijinim punctual câteva misiuni, dar am ales să ducem povestea noastră la un alt nivel și să ne angajăm într-o susținere multianuală și de o altă anvergură decât a fost până acum. Pentru că ce poate fi mai frumos decât să ajuți la salvarea unei vieți? Și când e vorba despre viața unui copil, satisfacția profesională, rostul și semnificația activității pe care o faci capătă alt sens și altă dimensiune. Și vă mărturisesc că acest parteneriat a creat și un efect de contagiune în rândul angajaților Alianța Tiriac. Avem o serie de activități interne care încearcă să încurajeze o activitate, un stil de viață sănătos. Și avem un nivel de efervescență și de voluntariat într-o organizație pentru susținerea acestei cauze care ne-a impresionat la 2 oară. Suntem cuceriți și de faptul că nu vorbim în acest parteneriat doar despre misiunile punctuale, cât și despre susținerea acestui centru de excelență, care practic asigură viitorul unui astfel de povești, având cadre medicale specializate în România, o carență pe care o cunoaștem cu toții, iar din nou faptul că putem da o mână de ajutor aici nu face decât să ne onoreze și ne inspire pe noi că suntem parte din această poveste. Și să vă asigur că decizia de a fi aici, o decizie care am luat-o și cu mintea, dar și cu inima, în egală măsură. Mulțumim mult! Un mic detaliu, Virgil este și el tată, deci vorbim aceeași limbă, până la urmă este și el sensibil, este și el om și este sensibil la cauza copiilor. Este foarte important să avem la momentul termenului
pentru ca să putem să ne proiectăm în viitor. Pentru că altfel ne gândim doar de la o misiune la alta și ne este, ar zice, imposibil să planificăm pe termen lung așa cum s-ar cuveni în aceste misiuni. Deci mulțumim încă o dată pentru angajamentul nostru pe termen lung. Last but not least, domnul Marcu, care este directorul grupului MedLife. Aș vrea să-i dau cuvântul și să spun doar că în momentul în care Polisano a fost preluat de MedLife, eu am avut așa o strângere de inimă, pentru că nu mai știu în ce măsură sprijinul pentru acest gen de misiune va continua. Nu știam cu ce oameni am de-a face. Discutând cu el, ne-am întâlnit chiar puțin după această operațiune și am tot avut ocazia să vorbim și ne-a asigurat de toată deschiderea și de tot sprijinul pentru a continua aceste misiuni. Este extrem de important pentru că dacă nu avem această bază logistică și implicare a medicilor, reamintesc că cazurile copiilor sunt foarte grele, nu toată lumea intră în acest gen de misiune. Este esențial pentru ca noi să ne simțim confortabil și să continuăm cu să salvăm vieți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Sunt medic de rezervă și vă spun onest că înțeleg că am 70-80% medical ceea ce s-a întâmplat aici. Tocmai din acest motiv transparent, colegii mei nu o să spună. Vă spun că această medicină nu a fost de elecție. Nu au ales cazuri care să fie, dacă vreți, tratate cu succes. Nu succesul a fost în spatele alegerii pacienților. Sunt cazuri extrem de grele, cazuri la limită, cazuri în care au intrat cu echipe de forță, cu mare curaj și sunt de-a dreptul emoționat. Am vorbit de vreme și cu doctorul Costache și cu doctorul Ovidiu Lazăr și sunt absolut emoționat de ceea ce au reușit să facă și sper din tot sufletul ca pacienții să fie bine. Sunt cumva pe muchia medicinei, credeți. Îmi exprim întreaga gratitudine pentru tot ce a făcut acest spital, tot ce a făcut corpul medical pentru acești copii, pentru a-și duce până la urmă misiunea mai departe, misiunea reală de medic devotat pacientul. Încerc să închei, pentru că nu pot să-mi iasă din minte parabola lingurilor lungi. Și trebuie data asta să mișc gratitudinea în direcția tuturor celor care au contribuit, de la fundație, de la zona de ambasadă, de la zona de companii, sper să nu fi uitat pe cineva, ceilalți sponsori, care au încercat în aceste linguri lungi să poată oferi câte ceva fiecăruia și probabil că așa trebuie să arate viitorul medicinei, un viitor în care fiecare dintre noi să avem aportul cum putem. Unii să pricep în zona medicală, alții în zona relațiilor interumane, relațiilor interțări, alții în zona relațiilor de afaceri și reușesc să aducă din plus valoarea pe care o fac în companie, să aducă și către acești oameni care sunt absolut fără șansă. Cred că am să închei cu un singur cuvânt. Aici s-a întâmplat valoare, plus valoare. S-a adus valoare și mulțumesc, îmi exprim din nou întreagă gratitudine celor care au putut să facă posibil acest mare eveniment medical. Mulțumesc! Domnule Marcu, cred că am ajuns sau ne apropiem de final. Am mai avut și alți speaker pe listă, dar pe baricade, în sala de operație și vom face probabil pentru cine dorește listă la spital. Aș dori să închei uitându-mă spre viitor. Foarte important, bine, nu mai zic că nu e normal ca acești copilași să fie finanțați din mila publică, o spun de fiecare dată. Dar nu avem ce să facem, asta e situația și mergem înainte și cu ajutorul vostru, așa cum am făcut până acum, sperăm să mergem și mai departe și la un moment dat să ajungem la acea situație de normalitate în care să intrăm pe acest faimos program cu casa de asigurări și să fie decontate operațiile. Va fi, credeți-mă, o zi în care o să dau șampanie la toată lumea. Deocamdată suntem unde suntem, într-adevăr este medicină pe muche de cuțit sau de bisturiu. Și, într-adevăr, vorbim de centru de excelență și medicină de excelență, pentru că noi am primit cazuri care au fost refuzate prin alte părți, pentru care de multe ori era prea târziu ca să fie operate, iar medicii au făcut imposibil. Deci asta vă rog să mă gândiți pe cuvânt. Și ținem pumnii, mai avem încă niște copilași în terapie intensivă, ținem pumnii pentru ca toată lumea să coboare cu bine pe secție și să meargă la căsuțele lor. Plănim și alte misiuni acest an, desigur. Am zis cel puțin două.
dacă sunt fonduri, facem și mai multe. Deci contează, până la urmă, fiecăruia, oricine poate să aducă pentru orice, noi suntem deschiși și vă mulțumim de ajutor. Dacă aveți întrebări. Doamna decan. Da, cu emoțiile de titoare, fiindcă nu pot să nu fi mișcat până la urmă de astfel de evenimente și lucrurile deosebite care se petrec până la urmă în orașul nostru și în echipa din care noi toți facem parte. Felicitările sunt de prisos fiindcă au fost transmise din suflet pentru dumneavoastră. Sincer, cum se spune în limba engleză, un God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru ce. Păi să-i mai dau microfonul. Izabela, o întrebare? Da. Eu am venit ultima, cred că colegii sunt lămuriți buștean, așa, deci eu deja sunt specialiști în știri pe medicină, de aia nu vă treabă. Eu vă întreb după conferință. Tot până pacientul sincron separat să vă avem. Dacă nimeni nu vă treabă, bănuiesc că pe ei ați lămurit. Și eu ce să zic dacă am mers la sfârșit? Ce îmi cer scuze că am întârziat, am fost toate venimente. Ce e important, Izabela și toți care suntem aici, este că aceste intervenții se fac în acest moment la Sibiu, în România, de o echipă care putem să spunem că este o echipă a Sibiului. Practic, nu este important dacă operează Șerban Stoica, care făcea aceste intervenții în Anglia sau care le face în fiecare zi, sau eu, care le făceam în Franța. Eu zic că este important că aceste intervenții sunt făcute de toată echipa din Sibiu. De fapt, operează doamna doctor Adela Cojan, domnul Celestin Constantin, operează Sibiul. Deci nu operează cineva punctual, operează o echipă de oameni care nu sunt aici, noi doar îi reprezentăm. Și fiecare din noi este la fel de important în acest angrenaj. Nu este deloc munca unui singur om, este munca unei echipe și care în momentul de față este a Sibiului și a Universității din Sibiu. Ok, dacă tot ați aruncat, era să zic mingea, dar nu știu ce ați putea arunca dumneavoastră ca și chirurg, de o să vă pun niște întrebări foarte simple, scurte, care înțeleg de la colegii că nu au fost chiar. Deci sunt 10 cazuri operate, copiii ăștia nu aveau posibilitatea financiară părinții să-i opereze în, nu știu, alte clinici din altă parte, nu neapărat în România, sau cazurile au fost refuzate de Mureș, de Cluj și v-ați asumat noastră responsabilitatea asta prin echipele mixte de specialiști să faceți intervențiile. În completarea răspunsului v-aș ruga să specificați dacă există vreo intervenție chirurgicală pe care ați făcut-o în această săptămână, nu știu, mai complicată, care nu s-a mai încercat la Sibiu sau care știți sigur că se face greu în România, nu știu, poate din cauza că nu sunt specialiști de toate domeniile de care e nevoie să se intre în sală sau nu este o infrastructură spitalicească. Că mă gândesc că ați montat și niște dispozitive care acelea ne-ați mai zis din conferințele de presă anterioare că nu sunt în România, nu se fac în România, se aduc tot din afară. Deci vă rog să insistați un pic neapărat pe elementul de noutate în această campanie pe care ați avut-o acum, dar să înțelegem medical dacă discutăm și de confruntări noi pe care le-ați avut ca și medic care ați făcut parte din echipele ce au operat copiii. Niște întrebări foarte bune și pertinente, Izabela, și îți mulțumesc. Care este problema în România, sunt prea puține centre și astfel se acumulează un număr foarte mare de copii. Acești copii, în special cei cu malformații grave, trebuie operați cât mai aproape de naștere.
Altfel este să operez un copil care are 3, 4, 5 ani și astfel, altfel este să operez un copil de multe ori prematur care are 3, 4, 5 luni și alte boli asociate. Impactul asupra, pe lângă, cum spunea domnul doctor Lazar, pe lângă impactul chirurgical a unor malformații complexe și a unor structuri anatomice mult mai mic, impactul asupra terapiei intensive este enorm, este practic cea mai complexă, sunt cele mai complexe cazuri din punct de vedere al susținerii în terapie intensivă. De aceea spuneam că este o muncă de echipă. În spatele nostru, dacă veniți la vizite, o să vedeți câți medici sunt în terapie intensivă și câte asistente medicale. Avem privilegiu să avem, atunci când facem aceste cazuri complexe, pe lângă echipa noastră fantastică de asistente medicale, asistente medicale din Bristol, atât din terapie, cât și în neonatologie cardiovasculară. Și astfel, treptat, se creează o echipă. Asta ne lipsește nouă în România. Acest segment, n-aș putea să spun de ce, dar acest segment al bolilor cardiovasculare la copii a fost foarte mult, nu, Ovidiu, nu greșesc, a fost foarte mult neglijat. Și astfel am ajuns, paradoxal, să avem numai docente, practic Târgu Mureșul, care asigură asistență full-time, și Clujul. În momentul de față a intrat și Sibiu în această linie și poate ajuta, dar nu este suficient. Vezi, se mediatizează foarte mult și de asta e bine că tu pui întrebările care trebuie ca să aveți și răspunsurile și informația corectă. Vezi, vorbeam, vezi, se vehiculează deci foarte mult chirurgul. Să vă ajut și eu. Prima întrebare. Cazurile acestea nu s-au putut rezolva la Cluj și la Mureș pentru că acolo au foarte multe cazuri de rezolvat sau din cauza că toată echipa, operator și post-operator, nu are ce-i trebuie, nu sunt oameni suficient specializați ca să nu pierzi cazul, să zic asta așa. Spuneam că cele două centre care sunt nu pot asigura toată România. Da? L-am pe doctorul Răcătușu, care este un cardiolog pediatru foarte experimentat, a cărui pacienți, cred că 60-70% sunt pacienții lui Iadi și poate să-ți spună mai bine istoria fiecărui copil, dar în general sunt pacienți care au fost prezentați pentru operație celorlalte centre și nu au avut. Lista de așteptare, trebuie să înțelegi că este enormă. Este atât de mare lista de așteptare că ai peste 1000 de copii care mor pe această listă de așteptare sau care nici lista măcar... Lista de așteptare ce înseamnă? Lista de așteptare, adică... În momentul în care s-a născut copilul și este diagnosticat corect, da, de medicii din spitale, din maternități, el trebuie intervenit cât de repede ca să nu moară. Da, da, dar dacă un centru fizic poate să facă cam 200 de intervenții și sunt 2000 de pacienți de operat, atunci îți închipi că se creează ca un fel de 200 șir. De intervenții în cât timp? Pe an, vorbesc raportat pe unitate de timp pe an. Bun. Din cele 10 cazuri, a fost vreunul care, nu știu, a necesitat mai mult decât v-ați fi așteptat? Adică eu da, nu mă fost, pricep, dar am vorbit cu mama primului copil operat și îmi spunea că inițial știa că va dura mai puțin, am mai așteptat încă o oră, Miruna, de a discut, înțeleg că post-operator evoluția este pozitivă. Deci este ceva ce a trebuit să faceți ca să salvați viața până dintre acest copii și nu v-ați întâlnit până acum la alte cazuri similare? Înainte de a face, de a începe intervențiile, practic timp de două zile, întreaga echipă, cardiologi, anesteziști și chirurgi, analizează cu atenție fiecare caz, ecografiile, imagistica medicală. Îmi place să spun, nu ne plac surprizele în sala de operație și nici pe urmă în terapie intensivă. Practic toate scenariile sunt pregătite și suntem puși în fața faptului de a ști care este soluția chirurgicală optimă și apoi de a ghici oarecum parcursul pe terapie intensivă. Și ca dovadă este faptul că în toți acești 4 ani nu am pierdut niciun copil. Da? Deci vorbim de foarte multe cazuri rezolvate și din fericire cu o mortalitate de 0%, care este rară în cazul acestor boli de inimă complexă. Deci asta este răspunsul la întrebarea ta. Deci n-a fost ceva să vă surprindă sau vreun caz cu mai complicat decât pe venit la vis, sunt cazuri complexe, complicate, dar întotdeauna suntem pregătiți pentru cele mai complicate scenarii.
De ce Bristol, Marea Britanie? Pentru că este o disponibilitate fantastică a celor de acolo să vină pro bono în România să opereze, sau vă înțelegeți foarte bine în sală, faceți echipă și ulterior? Spuneam că România are o resursă extraordinară, de multe ori subutilizată, pe care o alte țări nu o au. Vorbesc de medicii români din străinătate, diaspora medicală. Gândește Izabela că pe lângă doctorul Stoica este în momentul de față unul din cei mai buni chirurgi cardiovasculari congenitali din Europa și avem privilegiu să fie român și șef unei secții importante într-un spital reputat din Marea Britanie, într-o universitate din Marea Britanie. Și astfel, evident, am fost colegi de facultate și evident aceste legături, practic nu ca în orice domeniu, legăturile interumane sunt cele mai importante. Au fost Brada, au fost baza acestui program. Stuttgartul la fel, a fost o premieră acum. Stuttgartul este, pe lângă construcția de mașini, este important în medicină și acolo, în echipa medicală, este un român în care am realizat legături. Copilor este și medici români, exact, care sunt plecați români în afară și și-au răsat interesul să ajute gratis în momentul de față. Deschiderea spitalului nostru și a Universității din Sibiu, că suntem foarte deschiși față de acești medici, ne dorim să-i aducem înapoi, îi ajutăm și împreună cu ei creăm programe comune. Mai am o singură întrebare, ca să clarificăm că vorbim de diaspora și de străinătate. Din ce am mai discutat și cu aparținătorii, cu părinții, un copil care trebuie operat cu o malformație congenitală, ceea ce faceți în Polisano, dacă nu există suportul fundației care, și al sponsorilor, desigur, care să vină cu banii și părinții sunt săraci, să o spunem deschis, nu pot să suporte financiar acele câteva mii de euro sau cât costă operația și nu poate să mai aștepte părinții pentru că le moare copilul, că discutăm de o speranță de viață de câteva luni, de regulă, înțeleg, din cazurile astea, din statistică. Ce șanse au ei să ajungă real în străinătate? Și în străinătate discutăm exact unde în Europa, de regulă, sunt redirecționate cazurile astea, din ce știți dumneavoastră, nu știu, în Germania, în ce țară, și cât de bună e soluția asta a trimite cazurile în afară. Dar de data asta vă rog să vorbiți doar ca specialist, nu din poziția noastră de lobby, ca Polisano să intre în programul național, să se finanțeze și de minister. Deci, din ceea ce cunoașteți în dinamica ultimilor ani, ce se întâmplă efectiv cu cazurile care, repet, nu ajung la stat, la Cluj, la Mureș, nu au cum să intre în programul ăsta, că nu operați zilnic cu colegii dumneavoastră pro bono, efectiv, cât de repede ajung în străinătate și de regulă părinții ăia, unde găsesc salvarea copiilor lor? Cred că răspunsul cel mai bun, Izabela, că 1000 din astfel de copii mor pe an. Deci, și din cei care trăiesc, totuși sunt operați în afară? Și din cei care trăiesc, sunt filiere, evident, care s-au creat. N-aș putea să-ți dau mai... N-aș putea să spun. Dar știu, deținem cifrele la nivelul casei de asigurări, știm din discursul care l-a ținut președintele Casei Naționale de Asigurări în la sfârșitul anului trecut în fața Parlamentului, că România are un plătește aproximativ 300 de milioane de euro spitalelor din cât? 500, pardon, mulțumesc, 500 de milioane de euro spitalelor din străinătate pentru serviciile care le acordă cetățenilor români. Marea majoritate acestor sume de bani sunt alocate pe boli cardiovasculare extrem de grave. Astfel de intervenție, vorbesc și de terapie intensivă, deci un singur caz poate costa 40-50 de mii de euro liniștit în afară. Evident. Și atunci, evident, ca să facem, că e bine să, 500 de milioane de euro nu înseamnă nimic, este doar o cifră. E bine să raportăm la ce se întâmplă în jur. Datoria Casei de Național de Asigurări din Bulgaria la spitalele de este de undeva sub 1 milion de euro. Deci, vezi, oarecum noi, ne creindu-ne aceste poluri de excelență, ne sprijinând medicina de excelență în țară, ajungem într-un final tot noi să plătim mai mult aceste servicii în străinătate. Atunci când ajung, vezi că nu ajung foarte mulți, cred că numai sub 10% ajung să fie operați în afară,
marea majoritate din cazurile se pierd. Depistate. Din cazurile depistate, absolut. Gândește-te la toți copilașii în mediul rural, la care nu ajunge medicul de familie, noi avem și prea puțini medici de familie, nu ajung cardiologii, pediatri. Deci, practic, mulți copii mor pentru că sunt în zone sărace unde nu există medici specialiști care să pună diagnostic. Absolut. Ok, bun. În cazul MedLife Polisano, discutam în decembrie că sperați să primiți aprobare de la casă ca să se efectueze aceste operații și prin decontare de casă, deci nu doar cu suportul fundației și al sponsorilor. S-a rezolvat problema, deci copiii poate să fie operați în 2019 și prin decontare de la casă? În momentul de față, nu. Știu că noi, împreună cu Casa Județeană, am făcut toate demersurile. Rămâne răspunsul la Casa Națională. Mulțumesc mult!